Salutare, salutare! La mine acum e ziua mea zamare. Vă cer puțină implicare la acest live. Rep de conectare, like, like. Mă cheamă Iura Șevelura. Niciodată nu întrec măsura. Poate doar uneori un pic cu gura, dar niciodată cu băutura, fumătura. Eu azi v-am chemat la un live să vorbim despre cum Dodon bagă beță în spițele propriei biciclete. Adică ca și cum uneori criticându-l îi faci tot mai rău, pentru că dacă l-ai lăsa în pace, știi copchilul ăla care a intrat am într-un explozie de asta de nervi, știi, ești în supermarket și zici, vreau de-a muste, liniștesc! Dar tu zici, nu, lasă-l, există o capacitate finită a plămânilor și a gurii acestui copchil și iasă din minți, ea trece, pe urmă grăim când se liniștește atmosfera. Iată așadar, noroc și bună seara tuturor care se conectează. Ca de obicei, Sam Sibir regisor, să mă iertați când mai plimb privirile de pe live, să vadă conexiunea în regulă. Se vede, se aude? Noroc tuturor, noroc Valeria Cojocari, noroc Ruslan Crețu, noroc Victor Angel, noroc Radu Tataroi, noroc Cătălina Vasilian, care zici că se vede și se aude, am încredere, noroc Alina Gimp, muzical zice, Alina Gimp, asta ce-i salut muzical, salut, trebuie scris salut muzical și eu tot să zic salut muzical. Da, într-adevăr, am eu o capacitate nebună de a scrie cânci scurte și tare repede să le întrerup cu ceva care le strică. Mai în scurt, azi v-am chemat să vorbim o leacă despre biețele pe care le bagă Dodon în spițele proprii biciclete, cred că are una și e suficient. Vorbit săptămâna trecută la Internetul Grește despre un fragment din live-ul tradițional Președintele Răspunde Penal, pe care Dodon îl face. Și acolo ne-am referit la un fragment în care Dodon... E că așa unul vine a crede că asta se întâmplă. Deci președintele se justifică deși el nu poartă o mască, deși el nu respectă niște dispoziții ale unei comisii, a unui guvern pe care tot el îl propune. Anyway, să trecem peste asta. Da, e că primul bățișor așa subțire în spiță, dar au trecut așa, nu mai auzit un frrrr, și ai mers mai departe. Le s-a pietat încă merge, lucrează. Ca după asta să meargă în tot felul de explicații apropo de ce el pleacă la veteranii celui de-a doilea război mondial, neprotejat fiind acolo. Dodon, nerăspunzând la de ce el asta o face, el pur și simplu îți duce la motiv care nu are nicio legătură cu pandemia și așa mai departe, și motivul ăsta e absolut cosmic. Și hai să începem să-l dezghiocăm. Noi l-am comentat un pic, dar el după asta mai adaugă niște rânduri la care noi n-am ajuns în live-ul la Internetul Grește. Omul ăsta grește și el un ceas când să ai timp să conectezi, comentezi. De asta ne-a făcut o leacă de timp acum, pentru că am mai văzut ieri o știre la NTV și zic, stai o leacă, punctișoarele încep să lege, boala se agravează. Hai să trecem la live-ul de săptămâna trecută, la un fragment din emisiunea Președintele Răspunde Penal. Hai să ne asigurăm că tot se vede și se aude. Stai, cum asta? Studio mode? Live? Ok, perfect. Și iar lumea scrie mesaje că n-am sunet, nu, tot normal. De obicei, telefonul stă disponibil dacă cumva cineva ceva aude, un fâșuit sau ceva nu vă place. Dar parcă deocamdată tot în regulă. Dați-mi știre! Sunt accesibil. Ok, tranziție. S-a întâmplat? S-a schimbat imaginea? S-a schimbat. Hai să mergem așa. Așadar, după și el intră în explicația asta că e mare fericire pe care trăiește un veteran atunci când îl vizitează președintele, hai să vedem dacă se aude. Că e un metru sau că e doi sau că e trei. Evident că noi încercăm și facem tot posibil să respectăm și o să respectăm. În ce sunt de exemple, haideți să dăm toți exemple bune. Faptul că am mers în vizită la un veteran e 96-97 de ani. O să vă imaginați ce bucurie au persoanele acelea când președintele țării intră la dânsul un apartament sau vine la dânsul o casă. Mă duc în sate, că am fost în răunul Băsărăbie. Stop. Aici merită să ne oprim. Nu știu, v-a scăpat, nu v-a scăpat. Eu mă tem să mă repet, dar nu mă tem și cred că probabil o să mă repet. El zice, vă imaginați ce bucurie trăiește veteranul când vine președintele la dânsul. Dar Dodon își imaginează că el e președintele unei țări în care bucuria unui om de peste 90 de ani, bucuria mare a unui om de peste 90 de ani, nu este probabil...
suportul social pe care îl primești de la acest stat, pentru care, hai, da, să admitem, da, state au fost diferite, amui o Republică Moldova, dar dacă tot cinstești veteranul, înseamnă că el cumva a contribuit la bunăstarea acestei țări, tu o sărbătorești pe un 9 mai și îi mulțumești veteranului cu medalii, cu un ordin, așa că bucuria mare a acelui veteran e nu o întindere pe termen lung a unui ajutor, suport social, o pensie foarte bună, dar faptul că vine președintele la tine în casă, neprotejându-și, cum se cheamă asta în limba română? Am vrut să zic e blet, dar nu. Neprotejându-și mandatul și neprotejându-și pe tine, expunându-te și pe tine la potențial risc. E ca Dodon, își imaginează asta? Că noi ne imaginăm și bucurie trăiește un veteran când îl vede pe Dodon. Noi, eu sunt sigur că în acest live sunt cel puțin 1000 de oameni care ar trăi o bucurie văzându-l pe Dodon. Bun, bucuria asta ar fi una de tip scatologic, ar fi nevoie de intervenția unei bucăți de celuloză după aia, că orice bucurie de după Dodon trebuie ștearsă, dar totuși ați trăit o bucurie, trebuie să recunoaștem. Dar Dodon își imaginează și fel de președinte el, dacă el pur și simplu, el ruinează tot ce înseamnă, că el are oameni, da? El a propus oameni în guvern care se ocupă de finanță, da? În primer, omul și ăla din finanță știe că cât pensii, care vor fi mărimile pensiilor pe anul viitor acolo, când le vom indexa și cât procente. El are oameni pe protecție socială în guvern, pe care tot el i-a propus și îi susține politic, el, partidul. Și că tot unde vine și prostă naharcă-l pe dânși pe tăția, că așa, și i-a dat jos și a zis, băi băieței, voi puteți să majorați pensiile de câte ori vreți, ai băieței. Puteți să reparați drumurile de câte ori vreți, dar dacă eu, în persoana mea, în pijacioc, vin cu o medalie de 400 de lei, un buchet de flori, pe timp de pandemie și strâng mâna veteranului cu mâna mea de Kelly, e că asta e bucurie. El o scuipat în tăt și înseamnă un sistem social, un stat, Republica Moldova, care ar trebui să o crotească de la copchii, la bătrâni și așa mai departe. Pur și simplu și-o șterse ca așa e papușii de tăt asta. Cum se uită la dânsul colegi din guvern? E că în momentul ăsta nu știu cum se uită, că el are ochii închiși. Așa am oprit eu video, da. Cum se uită la dânsul colegii care... E că știu că e susținut politic, există un parlament care poate să voteze guvernul, același parlament sau în diferite compoziții poate să dăi jos acest guvern. Cum ei își imaginează acest președinte și această bucurie pe care el o provoacă? Întrebări deocamdată fără răspuns, poate voi mai ajutați în comentarii mai jos să aflăm ce este în imaginația acestui președinte. Și mergem mai departe la încă o destăinuire faină a lui. Sărbească în orașul Băsărbească, un veteran care are 97-98 de ani. Dar nimeni în vieții vecilor în Mahala aceea nu a fost președinte pe acolo, pe de președinte. Președintele țării a mers, a intrat... Nici Michael Jackson nu a fost acolo, nici Steve Jobs, eu sunt sigur, nici 5G încă nu a ajuns probabil în Mahala aceea. Dar cea mai mare bucurie când vine chișorul de președinte. Dar cine ai trimis doar chișorul sau falca, o băcată din Dodon? E că, de exemplu, într-o zi tu vrei să vizitezi și Basarabiasca, și la Cimișlie, și la Bălci acolo. Rupi-te în bucăți, băiete! Și atunci vizitez mai multe locuri deodată. Ia uite și idei gratuite pentru consilierii lui Dodon. Ernest Vardanian, care foarte curajos scrie cuvântul pidari pidaraș pe Facebook, consilier plătit din banii celor care plătesc impozite. A, propuneți-i domnului Dodon această idee. Un chișor pleacă la Cimișle, pe urmă cumva voi liți unili, există clei, există moment. Când zic clei mă refer la Țărdea, când zic moment mă refer la Fadina Gacevski. Cumva trebuie să unim asta, nu? Bun, idee gratuită, sper că a acceptat-o, așadar? I-a dat un buchet de flori și a dat o distincție. E frumos? Eu consider că este un exemplu frumos. Pensii mari, e frumos? Spitale reparate, e frumos? Școli pistoase, universități ciotcoașe, ca și faci pe tineri, familiile cu tineri și tineri care pleacă la universități să rămână în Moldova, e frumos? Nu! Dar e că eu că m-am dus și am făcut un gest, asta frumos, ei! Țineți minte, Lucinski, candidat, nu știu dacă mai țineți minte, era un anunț prin, când el, 96-98, când erau alegerile, când Lucinski l-a bătut pe Snegur la alegeri prezidențiale. La Lucinski, unul din slogani era, votează un președinte tânăr și frumos. Ia câtălă președintele nostru tânăr și frumos. Nici 50 de ani n-are. Frumos? Frumos. Nu dacă să-l punem pe un piedestal pe dânsul și Marina Tauber, care este mai frumoasă așa? Vă las pe voi să răspundeți. Mergi mai departe. S-au mers la o familie cu mulți copii. Uh-huh. E satul Iordanul, că ați spus, din Raion. 7 copilași au problemă cu casa. Trăiesc cu buniei. 7 copii, părinții și buniei. Într-o casă pe pământ cu 4 odăi.
nu înțeleg, Dodon cu iPhone 11 Pro Max ne povestește nouă despre probleme sociale. Noi, ca și cum oamenii care urmăresc live-ul lui probabil sunt insensibili sau când merg pe iahtă, vântul bate și n-aud și el reiterează aceste lucruri, da? Tu nu încerci să ne explici că există familii cu probleme. Există familii cu probleme, voi nici nu vă dați seama. Și probleme există în familii cu probleme. 7 oameni, o singură casă. Și Dodon, ce ai făcut tu? Am fost, am felicitat cu ziua familiei și am hotărât, am făcut un apel public, o să găsim bani să cumpărăm o casă în satul cel. Adică oamenii care, principala grijă lor, care e prosta sabia lui Damocles, stă peste cap de ani de zile, faptul că nu încap în acest acoperiș mitel, sunt mult sau au nevoie de condiții de trai decente, oamenii care probabil se întreabă și spun a doua zi, a treia zi pe masă, eu am 4 copii în casă, știu ce înseamnă să mănânci mult. Și la acești oameni Dodon vine și îi felicită cu ziua familiei, pentru că familia e o valoare, probabil eu prețuiesc mai mult decât orice, că copiii flămânzi la masă, poate acolo o bucată de acoperiș trebuie reparată, n-ai de unde și curge când plouă sau când se dezgheață prin luna martie, februarie, da? Știți ceva? Hai, și am mâncat maghine niște valori. Niște valori, ca valoarea familiei o mâncau. Dar din partea cui? Din partea președintelui. Cum președintele susține? Nu, el odată a făcut un festival, odată a felicitat. Cu Galina un selfie a postat cum i-a dat flori. Da, da, da. Dar încă ce mai făcut? Apropo de violența în familie, Dodon s-a implicat cumva? Nu? Interesant. Dar atunci când el zice să păstrăm familia asta tradițional, normal, el la care familie se referă? La familia asta care e de fapt amun Moldova e tot mai puțină și mai puțină? Familia care migrează? La care familie se referă tot? La familia lui care e atât de unică și frumoasă? Băi, și frumos el nouă ne transmite problemele din țară, dar noi ne facem, nu știu, ori într-o ureche, ori nu înțelegem. Uitați-vă și președinte tânăr și frumos nouă ne explică tot asta. Dar ce-i rău aici? Sau voi căutați să mă săbaninați, zicem? Bă, sincer, eu... Sau voi căutați numai zvani, n-ați de ceva. Deci el are o emisiune în care îndeamnă pe oameni să adreseze întrebări. Dacă eu vă rog un comentariu, vă rog frumos, prieteni, întrebați-mă ceva. Întrebați-mă ceva în comentarii. Și eu la comentariu zic, nu înțeleg, tu cauți numai să te anini de ceva sau ce? Pentru ce tu mă întrebi, nu? Sau că eu ne-am luat un ceas nou. Auzi, întreabă-mă, te rog, cât e ora? Nu, și te anini tu, și deodată mă iei la întrebări, și te anini. Cum? Și... Ce este? Ce cocktail de aroganță trebuie să bei dimineața? Cât oțet trebuie să strochești în gingii ca să poți așa grăi cu oamenii pe care tot tu îndemni să adresezi întrebări? Nu mă sfani nații cătați. Nu ne aninăm, ciuvac. Guvernul tău a anunțat că e pandemie și noi te vedem pe tine sfidând aceste reguli. Și te întrebăm, de ce? Amu trebuie, de ziua familiei trebuie vizitat această familie cu 7 membri a familiei care n-au unde trăi. Amu, tu ai anunțat despre asta. Tu dacă știi despre această problemă sau satul dacă știi despre această problemă, fă din confortul biroului tău strălușitor, că este frumos și cu cărțulii, cu poză și fie de lași, cu flaguri, fă de aici un îndemn. Cu mare drag să te ascult lume, crede-mă, eu aș da un share dacă tu ai face un video de 2 minute, să zici, bună ziua, prieteni. M-a contactat cineva din satul acela și acela. Este o familie pe care trebuie să ajutăm. E că am deschis un cont, deschis, public, valabil pentru toți, donatorii, vizibili, transparenți, tot narmuși. N-a să-l rog pe niciun Cornel, pe niciun Costea, niciun Culioșel n-o să fie în această campanie socială. Contribuiți fiecare și cât puteți. Tu n-ai contribuit, eu aș contribui la această cauză. Nu? Dodon se duce, află acolo număr de telefoane, poate ceva la Galina să apare și să iasă ceva din suflet și pe urmă poate să fie donația. Dar el numai decât trebuie să ducă el. Nu, bled, nu poți fără a atinge leașca, fără picior de președinte, nu poți să te simți bucuros în acel sat. Dacă nu-ți putea fără asta. Хорошо, мерим mai departe. Haideți să facem mai multe lucruri bune. În ce ține de nu mă tem să mă îmbolnăvesc? Aici urmează moment genial. Ce ai ți-ai dat, nu scăpi. Ce ai ți-ai dat, nu scăpi. Ce ai ți-ai dat, nu scăpi. Nu cum, ne-au dat cineva, ne-au dat 5 ouă, de parte și mi-am scăpat. Nu înțeleg ce înseamnă ce ai ți-ai dat, nu scăpi. Nici măcar nu zic, de ce ai ți-ai dat, nu scăpi, de ce ai ți-ai dat, nu scăpi. Ce? Scuzați, poate să auziți un copil, că s-a trezit mai și copilul. Că și el se trezește de la asemenea afirmații oribile, oribile. Dacă va fi dat, sau va fi așa sortit să mă îmbolnăvesc, nu, să ne îmbolnăvim. Dar poate deja mă îmbolnăvim. Dacă va fi dat să mă îmbolnăvesc, azi ne îmbolnăvim.
Genial asta. Deși în martie s-a cerut în fața Parlamentului, sozivului de Parlament, organ legislativ a țării, s-a cerut starea de urgență. De ce? Ca să, cum se cheamă asta? Flatten the curve. În român am înțeles că spune aplatizeze curba, da? Ca nu cumva să facem un colaps pe sistemul nostru medical și așa aflat în criză de mulți, mulți ani, de decenii. Ok, am înțeles. Dar cine a ieșit tu, pur și simplu, spui? Băieți, e criză. E criză peste tot. Criză sanitară, criză economică, ani de zile în care să ne confruntăm cu consecințele acestei crize. Dar liniștea mea pe suflet e că ce ești, ți-ai dat? Nu e că dacă ți-ai dat, nu e a tău, de-amă, e a tău. Dacă ți-a și, apă nu ți-a mai și. Dar dacă ți-a și și ți-a venit, apă de-amă, te-i duci și cum ți-a și. Așa că ce ești, ți-ai dat, așa ea nu ți-ai luat. Eu sunt președinte, economist, de asta și spun cu gura, trebuie să asculți cu urechea. De ce? Cum poți să șterge, ca așa, pur și simplu, cu cârpa peste tot ce înseamnă instituții de stat? Și că în acest moment eu pe bune mă gândesc și am vrut să vă arăt încă o dată, poate n-ați auzit, dar există doi protagoniști importanți, doamna ministră și domnul Nicolae Furtună de la Agenția pentru Sănătate Publică. Eu știu că există o mare diferență dintre a fi vinovat și a fi responsabil, dar bineînțeles, acești oameni nu pot fi, știi, nu pot să-i spui că acești oameni sunt vinovici pentru ce își spune scoate pe gură Dodon, nu. Dar ei sunt responsabili pentru faptul că ce își scoate pe gură Dodon ajunge la mult mai multe urechi. Și aparent influența acestui actor deloc important și deloc legal în acest context al pandemiei este una mult mai mare decât a unor oameni care vin din sistemul medical. Bun, Viorica Dumbrăveanu nu vine semn medical, e jurist de profesie, dar e conduși cu un întreg sistem. Și că acești oameni lasă, eu înțeleg, poate îi trimit undeva, cum se cheamă de astea, directive, tot felul de notițe pe la ministerii, primării, dar nu e suficient, pentru că omul ăsta scoate un video, îl bagă pe sponsorizat, încă postare, bagă pe sponsorizat, el are un impact mult mai mare asupra populației Republicii Moldova, decât oameni care se cer a fi responsabil pentru tot asta și eu pe bune cred că ei sunt responsabili pentru tot asta. Este insuficient faptul că s-a dus și Nicolae Furtună la un interviu și a zis că da, numai un nebun poate să nu se teamă de infectarea coronavirus, de această pandemie. A zis că el a stat circule o leacă acest video, poate eu o să-l inserez într-un video pe lumină. Dar Dodon are bașlă să bage, Dodon are televiziuni care pe urmă să-l transmită, înțelegi? Și niciodată într-un reportaj la NTV n-a să vezi că, dar iată ce a declarat și Nicolae Furtună în raport cu ceea ce a declarat Igor Dodon. Nu, gata, e suficient, avem un singur medic, un singur specialist. Și tâmpirea asta, fake-urile care le răspândește, dar nici nu știu dacă sunt fake-uri, știi, fake, iavna asta e un lucru care nu e adevărat și gata, poți să treci peste dânsul. Deci sunt chestii care omoară, sunt exemple de incompetență care o trăjesc și omoară oameni. Și că tu pe timp de pandemie zici și ești, ți-ai dat de și ești, nu scapi. Din start trebuie asta să spui la oameni. Da, oamenii care trebuie, au fost nevoiți să plătească amenzi. Oamenii care trebuie să plătească 22 sau mai multe, 10.000 de lei amenzi pentru că nu au respectat regimul de carantină. Deși ei, lor nu li s-au permis să folosească această scuză în sala de judecată, spunând, băi, scuzați, eu n-am respectat pentru că eu mă conduc de așa o frază în cap toată viața. Deși ei și-i dat, deși ea nu scap. Așa că de-am mă scuzați, eu am vrut ca așa și alți care mă înconjoară să îmbolnăjească și ei, pentru că dacă s-au îmbolnăjit înseamnă că așa li-i dat, dar dacă li-i dat înseamnă că nu scapă. Nu ai și logica. Înțeleg, poate asta nu se încadrează în nicio paranteză legală, da? Un Stoianoglu, amu, dacă ar vedea, ar zici, da, trebuie de apucat de capul lui Oleac în treieși măsura. Nu Iura Șaveliura, președintele în treieși măsura. Dar nu vedem nici așa ceva. Dacă deschidem buletinul de știri la NTV Moldova, înțeleg, poate voi nu vă permiteți acest lux, dar eu odată pe săptămână și opțin la un buletin mă uit. Să faci sara, târziu, am grijă să n-am cumva asta, pâncile plin când începe să borf, dar mă uit atent 40 de minute, uneori pun la viteza 1.25 pe YouTube și e fantastic. Tu, dintr-un buletin de știri, tu de fapt îți dai seama care e iactă opoziția lor de partid, a Partidului Socialiștilor. Și măcar de-ar fi o leacă mai inventiv, pentru că tu vezi, de exemplu, că ieri buletinul de știri, da? Socialiștii, Dodon, Ion Chicu, și bineînțeles, un headline important era că Plahotniuc e rău, a declarat Stoianoglu la conferința de presă. Pe urmă îl vezi pe Bogdan Țârdea, aparat de propagandă, care se spălește și folosește aceleași trei teze importante din buletinul de știri în declarația lui. Pe urmă vezi declarația Partidului Socialiștilor oficială, adică
Походu se scriu niște teze, după asta fiecare îi se dă voie să adauge epitetele lui la voință, da? La, după libera lui fantezie și imaginație. Măcar să nu se spalească atât de tare. Dar eu vă recomand că dacă tu ești doar la Bogdan Țărdea, apoi înțelegi, aha, ok, asta e poziția partidului, despre asta îți grească televiziunea, despre asta îți grească Dodon. Perfect, aici am înțeles. Eu am vrut să închei cu pasajul ăsta al lui Dodon din Președintele Răspunde. El e mult mai lung acest live, din câte vedeți, o oră și 17 minute. Pentru că vreau să sar la un subiect despre care am spus la început. Poate ați prins, poate n-ați prins pentru cei care s-au conectat. Azi vorbim despre biețele pe care le bagă președintele Republicii Moldova în roata propriei biciclete. Și unul din biețe, că eu l-am auzit în buletinul de știri de ieri la NTV Moldova, hai să caut știrea să vă arăt și vouă. Mai pe scurt, cred că ați auzit, cred că nu vă este străină această informație. Noaptea de 16-17 mai a avut loc un accident la Chișinău, un accident soldat cu victime, foarte urât. Bineînțeles că aici poți să trimiți gânduri bune familiilor celor care au decedat, celor care au suferit. Poți să trimiți alt fel de gânduri celor care sunt pe un Behe, pe un Audi, pe un Mercedes, ceva noaptea încearcă puterele la 20-30 let, scocă im tam, maladim, nespăcoinem. Dar nu, încercăm să nu ne referim la subiectul propriu-zis, dar eu vreau să vă arăt o știre care este în buletin de știri construită de NTV Moldova pe baza acestei noutăți. Ea e o noutate de domeniu social, da? În mod normal, ar trebui să auzi părerea Ministerului Afacerilor Interne, dacă e un caz de rezonanță, dacă a făcut o leagă de zgomot pe internetul și pe la televiziune. Dar și aici s-a găsit loc pentru politică, da? Hai să vedem dacă și voi auziți și vedeți asta. Ministerul Afacerilor Interne va elabora un pachet de amendamente legislative cu pedepse mai aspre pentru nerespectarea regulamentului circulației rutiere. Anunțul a fost făcut astăzi de șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției, Sergiu Paiu, în contextul teribilului accident din centrul capitalei care s-a produs în noaptea de 16 spre 17 mai și s-a soldat cu moartea a doi oameni. El a precizat că în acest caz a fost inițiată urmărire penală, iar șoferul vinovat riscă între 6 și 10 ani de închisoare. Ia că uite, asta au fost 30 de secunde din știre, din intro. El, acest intro de știre practic a trădat conținutul de știre. Cel mai bun și ușor mod, tu trebuie doar 30 de secunde să anunți în această știre, dacă vrei după asta mai bagi și niște inserturi cu ce și-a spus domnul Puiu de la minister, domnul Puiu, Paiu, nu Puiu, domnul Sergiu Paiu. Dar, ne tutta băla, într-o știre în care nouă ni se anunță că a fost accident, Ministerul Afacerilor Interne ia măsuri, propune amenzi mai aspre, amendamente legislative cu pedepse mai dure pentru șoferii vitezomani. Și aici trebuie să se implice un actor important în Republica Moldova. Nu e ca care, e ca nu-i stă locului, înțelegi? E una că-ți duce și împarte flori la veterani, am înțeles, pupă copchilaș, fără măști, mănâncă colăcei, dar și aici era nevoie de părerea domnului prezident. Și părerea domnului prezident se încheie cu niște cuvinte. Cuvinte cruce, cuvinte simbol, cuvinte emblemă. Hai să ascultăm. De toate circumstanțele circulație rutieră, în special a regimului de viteză. Îndemnul Ministerul Afacerilor Interne să stabilească... Stai, o notă, nu știu dacă este important sau nu, dar ceva și dacă au buletini în două limbi, au făcut odată plașca asta în limba rusă, prezăvaia minister, băi, pune-o tot în rusă și să citești după asta cât textul în română de postarea lui Dodon și în română și în rusă. N-ați ne mai chinuim să facem două plaști de astea, înțelegi? Bravo, economic. Regim de urgență toate circumstanțele tragediei, să identifice și să tragă la răspundere persoanele vinovate de producerea accidentului. Nu putem să ignorăm și să închidem ochii la faptul că străzile orașului se transformă în trasee de curse, iar așa zi și vitezomani terorizează oamenii, în special pe timp de noapte. Cetățenii cer acțiuni concrete de la organele de drept, iar eu, în calitate de șef al statului, intenționez să iau această situație sub control personal. A anunțat șeful statului. Stai. Deci cetățenii, grajdani, își dut concretnih действий от правоохранительных органов. Oamenii vor acțiuni de la organe. Organele acționează. Noi așa am văzut la început. Nu, domnul Sergiu Pai, Ministerul Afacerilor Interne, elaborează un pachet de amendamente. Iarăși aici putem discutăm filozofic și civil la acest capitol și mai bine. Status să... cum zic, să bage frica în oameni prin pedepsă, prin amenzi mai dure sau să caute alte metode ca să inspire încredere, ca oamenii să nu vrei să încalce legea. E o discuție mai lungă, filozofică, care poate așa ar fi bine să o avem vreodată, dar e cert că Dodon zice că oamenii așteaptă acțiuni la forțele, la organele de ordine, am înțeles, pravahrănitele organelor. Aia, dar eu,
care nu sunt nici pravaharnitelne. Cum? El e o leacă de organ, dar nu e pravaharnitelne în niciun caz. A IAF, ca acest veglavă gasudarstva, deci în calitate de șef a statului, vreau să iau această situație sub control personal. Ce înseamnă, blăi, control personal când comentez post un accident rutier? Ce înseamnă control personal pentru Dodon? A stai cu pulanul în stradă să se oprească viteză manii și a să facă Dodon control personal? Ce înseamnă asta? Te rog, nu trebuie, păziți-l, țineți-l cât mai departe. Noi am avut cazuri prin 2018 cu un plahotniuc care vine și spune: vreau să instituie moratoriu pe amenzi, dure, poliție. Și după asta îl vezi în câteva ore pe ăsta, Jăzdan, care era nevoit alea, că știi, se corectează și aici spune plahotniuc sau cumva îți dai de înțeles. Mujicu, tu ești lider de partid, nici măcar funcții n-ai în stat și în furie alea că pâinea. Dar pentru că Jăzdan cu plahotniuc erau druși, nu se mai supărau așa ușor. Așa cum nici Chico nu se supăra pe ideal de plahotniuc Șcandu pe atunci, da, mu, supărarea apare din niște ciupercuțe interioare. Mai pe scurt, Dodon vrea să iei sub control personal. Voi aveți o explicație pentru asta? Care va fi, înțeleg, și e pe Ghini la Culioc. L-am văzut cu hălățelul, l-am văzut în foarte multe postaze, l-am văzut plonjând în apă rece de bobotează. Cum s-ar descurca Dodon? Cum credeți voi că s-ar descurca Dodon luând sub control personal această situație? Și dacă tot a luat această situație sub control personal, hai să nu ne oprim aici, Dodon. Eu am intrat pe rubrica social, dacă vreți ca să înțelegeți măcar și probleme din domeniul social, sunt în Republica Moldova curente. E ca ProTV-ul ne pare că sumarizează destul de bine, știi, uneori au chiar o abundență de subiecte sociale și asta e bine. E că da, să intrăm pe site-ul lor. Da, unde e? De ce eu schimbat asta? A, ia că în colț aici. Uite, uite, au băgat socialul, voi nu vedeți că acolo sunt eu. Uite, tocmai la fundă e socialul. Nu-i bine, nu-i bine deloc. Și la social, ca să alegem câteva probleme și să-i sugerăm lui Dodon. Stai, leac. Și aici Dodon stă cu părerea la grădiniță. Ia că, de exemplu, o problemă, stai, care ar fi, stai că am găsit-o mai sus. Mai mulți elevi din România se plângă, dar au fost militari de sângerei, absolvenți de liceu pe teatru, de sângerea, că dar ia ca asta, de exemplu. Stai mai, parcă am văzut-o. Ia uite ce faină asta. Super. Voi vedeți? Uitați-vă și problema. E ca să-l vezi pe Dodon făcând un live spunând: mă implic personal mă implic. Pereții crăpați, podeaua rasă și mobilierul vechi. Așa arată oficiul poștal din Drochia, care nu a fost reparat de ani de zile. În așa condiție este greu de lucrat. Încălzire nu este și nici spațiu nu este. Vreau, visez să văd momentul cu angajații oficiului poștal înghețați la Drochia și cum vine Dodon, îi cuprinde și spune: voi vreți căldură în oficiul poștal? Și da. Vreți salarii mai buni? Da. Vreți condiții de trai decente? Da. Dar eu v-am adus bucurie. Всё, la revedere, eu am făcut poza, am plecat, mă mai așteaptă oameni. Piciorul de-a meu nu a fost în satul vecin, așa că mă duc să-mi iau piciorul înapoi că l-am lăsat în satul vecin. A? Nu? Deși nu s-apucă de toate problemele sociale, pur și simplu necontenite, că tot ce este problema în țară, pe umerii lui. Nu, că Dodon Pănămudăr a demonstrat că implicându-se, de exemplu, în gestionarea crizei COVID-19 și Moldova, au gestionat țara cu cel mai mare număr de lucrători medicali infectați. Mulțumim! Cu de-al de Nicolae Furtună și Viorica Dumbrăveanu, care nu știu ce tac și nu vor să bată alarma. Deși ei nu fac live-uri măcar, da? N-or aduna așa de mult ca Dodon, că nu plătesc link-uri sponsorizate cum o face Dodon. Dar măcar să ne grăiască. Băi, am încercat, am trimis directive, am trimis scrisori, nu merge. Ei ne spare atâta timp cât sunt lucrători din ăștia, din sistem, de la minister, de la Agenție pentru Sănătate Publică, care văd că ăsta bagă bieță în roate și stric tătă malina și ei tacă, pe ei tot sunt fel de complice. Chico o tăcut pe timpul guvernării PD și am să dă cu părerea că băi era inconfortabil și doamne ferește și se întâmpla. Ai tăcut atunci, erai complice, i-ai venit pe jalostă, tu acceptai tăta asta. Dar cum se cheamă și aici se întâmplă mult? Mai scurt. Zic, eu n-am lucrat niciodată la stat, dar să fiu lucrător la stat, să zicem că lucrez la Ministerul Finanțelor sau lucrez la Ministerul Afacerilor Interne și să aud pe Dodon în buletin de știri dându-se cu părerea că ia vazmu padliciu control problemă. Dar pentru ce activez? Eu pentru ce mă trezesc dimineața la 5, la 6 dimineața mă trezesc? Pentru ce eu sunt polițist? Dar pentru ce eu sunt sectorist? Dar pentru ce eu sunt ministru de interne? Dar pentru ce eu sunt adjunct? Pentru ce sunt oamenii ăștia? Hai să-i dăm afară atunci dacă Dodon se descurcă cu toate problemele în același timp.
sau nu fura pâinea, sau grăiți că ai să vă fură pâinea, fără niciun fel de prerogative și context legal. Nu știu, mie se pare cosmosul este asigurat dacă stai și urmărești aceste afirmații. Și unii ar spune, băi, e o măsură foarte faină de propagandă, cineva ar zice și ar urmări acest buletin și ar zice, Dodon se implică, avem un președinte activ care se implică. Mereu este cracanat, picior acolo, picior dincolo și capul în năsip castruțul când apar probleme. Dar după mine, poate eu sunt așa de rar ca un diamant, dar după mine asta pur și simplu trădează că omul nu e deloc în serios faptul că are colegi prin guvern. El are un interes personal, deci crește ratingul, de a câștiga următoarele alegeri, e de znai câte ai fani să mai cumpere la familie, la colo, ceva, floricele lui Galina să dăruiască. Dar el nu pare să iei în serios colegii din guvern și nici criza asta pandemică. Tot ieri am stat și uitându-mă la buletinul ăsta de știri, auzând când pe primul loc, știi, spune bătălia asta politică, Stoianoglu, Plahotniuc, ce-a declarat Dodon, ce-a declarat autoritățile, se subțiază curelușa la prepuțul lui Plahotniuc, am înțeles, de când, din 2019 se subțiază încă, din 2016 încă când protesta, Dodon protesta, Năstase protesta, protesta Renato usată în centru, țineți minte cum se dădeau jos oligarhii pe atunci, abia ca și s-o dat jos oligarhii din avion în Florida, da, dar mai departe de atât, mai jos de atât parcă încă nu s-a dat. Și că tu stai și urmărești, stai, criză pandemică. Câteva zile în urmă, Chico a anunțat vineri că se încheie starea de urgență. Asta am înțeles. Care sunt știrile principale dintr-un buletin de știri? Unii au arătat Culioșelul cu Dodon. NTV-ul, bineînțeles, nu a zis nică de Culioșel. Ei sunt foarte ecologici. Dacă erau traistă, da, arătau. Sau dacă pur și simplu făcea cu PayPass-ul așa o plată, spune, transmite lui Cornel bani mai departe. Dar principalele știri erau focusate în jurul unei bătălii de interese, de măsurat la puțuliși. Dar eu pe tine să te zavaliesc, dar nu îl dăm amușă pe Platon afară din închisoare. Vezi cât secret e la așa la zică. Tu văzând acest buletin de știri, pur și simplu te dai alea când spate zici oamenilor, acestor oameni este până în crâlă de tot ce înseamnă probleme sociale de fapt. Nu există nici o prioritate apropo de probleme sociale. Medici infectați? Ok, poate acolo alea că eu îmi critica pe medici, poate ministra să zică, dar voi nu știți cum să vă îmbrăcați, voi nici măcar dinții nu vă spălați normal de două ori dimineața și seara cum trebuie, de asta v-ați îmbolnăjit. Ați criticăm oamenii că sunt responsabili, de asta se îmbolnăjesc. Dar noi vom pune focus pe bătălii politice, pe bătălii acolo interni la Curtea Constituțională, pe ceva să încercăm, poate să-l restabilim pe Țurcan. Și mainly bătălia cu Plahotniuc. Plahotniuc arată Culioșelul, dar eu să-l scop pe Stoianoglu și să-i zic ea că se subțiază curelușa la dânsul acolo, la gât, gata, să strânge ștreangul. Wow, serios, eu urmărim tot asta, zic, băi, pățana. Și eu, probabil și unii din voi, și am văzut chiar și păreri de oameni destul de optimist comentând reacția lui Stoianoglu și apariția lui Stoianoglu ieri în conferința de presă. Ați văzut sau nu? Stoianoglu ieri a declarat, a adus mai multe detalii apropo de dosarul furtul miliardului și a pus un accent foarte puternic pe numele Vlad Plahotniuc, care ar fi unul din beneficiari. Nu l-a numit beneficiarul principal, dar unul din beneficiari. Cineva din reporteri l-a întrebat de ce abia acum, el a zis că era pandemie și s-adunau datele, dar pe mine alea că m-a întristat această coincidență debilă de discursul lui Țârdea pe telegramuri, de aparițiile cum se cheamă, comunicatelor de presă de la socialiști, de ce aici spune Dodon pe Facebook-uri și de buletinile lor de propagandă de la NTV Moldova, Accent și alte rahaturi informaționale. Și am stai și te întreb, băi, dar a mai rămas ceva verticalitate, independență în acest Stoianoglu? De ce el într-adevăr acum apare, imediat după incidentul cu sacoșa? Nici asta olea când dă de bănuit. N-am probe să demonstrez nici că-i sfânt, nici că-i înger, nici că-i demon, dar nici îmi dă tare, tare de bănuit. Ca și cazul cu milionul și jumate de euro care a fost transmisă prin Comaz. Foarte ciudat, foarte mirositor caz. Prieteni, mai pe scurt, azi am vrut la aceste știri să mă refer, pentru că da figa titluri, săptămâna am început destul de activ. Noi nu știm ce este în Culioșel, dar Culioșel a venit cu foarte multe surprize pentru noi. Apropo, voi aveți ceva teorii? Ce s-a ascuns în Culioșel? S-a speculat. Că, de exemplu, eu am intrat pe... unde a găsit prima dată? La Agora m-am uitat la video și Agora au postat video lor la ei pe canal. Și uitați-vă, Agora zice, dovada, Dodon a luat bani de la Plahotniuc. Nu, hai să ne uităm atent. Mm-hmm.
Bine, am văzut toată scena asta, nu pot să te uiți să nu mori de râs la dânsa. Dați-l cu ăștia că eu mâni plec și... Asta era până la pandemie, de el de-am stemea, știi? Anul trecut el de-am stemea să pună mâna pe alte obiecte. Ca niște pațanași, ca niște pațanași. E că nu ne-a plăcut că agora au scris dovadă, Dodon a luat bani la... Nu-ți vede, măcar că nici nu a atins culeocul, știi? Poate i-a dus păscuță, panetone, și era atunci luna mai, da? I-a discutat luna mai, început de iunie. Și reș, căpșuni, lumea scrie că și reșele sunt foarte scumpe atunci. Nu se știe, adică nu-i dovadă clară. Voi cum credeți ce se ascunde în culeocelul cu calendar? Poate niște de-astea buță, crasovci, ceva acolo. Să alergăm cu pățanii la Rășcanov, că ne adunăm la stadion, închiriem pe două ori, jucăm un futbic. Și pas să ascunde. Dar agora scrie că a luat bani de la Plahotniuc. Nu-i tare clar agora. Vot. Și obțin Reniț așa pretindea. Abia că e tare ciudat când ziua în care apare acest video la buletin de știri la NTV și în discursurile socialiștilor, focusul e pe Plahotniuc, furtul de miliarde. Azi am văzut un articol pe Accent. Stai puțin, el citau pe Jeania Lucheaniuc care scrie că și mai aprine banii în plic de la șor și de la filat. E că tot cumva e ca mu trebuie de menționat. Asta deloc spalibil, ca găvăriță. Prieteni, ați văzut voi sau nu acel desen cu pățanașul care merge pe lisapet și are un băț în mână și bagă bățul în spițele propriului lisapet? Dacă n-ați văzut, e ușor să vi-l imaginați pe Dodon făcând acest lucru. Eu vă îndemn să fim cât mai... Să acceptăm ceea ce ni se întâmplă, dar să acceptăm nu cu capul plecat, știi? Dar mai mult să acceptăm cu un soi de răbdare în care ne uităm cum cineva se auto-îngroapă prin propriile declarații și dacă avem puterea și avem chef să răspândim asta sau să vorbim cu oamenii noștri apropiați care probabil încă nu sunt convinși de o anumită poziție, opțiune politică în Republica Moldova, atunci ne dăm silința să o facem. Eu personal am un cerc foarte apropiat. Mama, Vitalic, Nanu, Vania și copiii din casă. Copiii, apropo, deocamdată doar copiii încă sunt part. Am copiii care îl susțin pe Dodon, pentru că e Vadalei și am un copil Vadalei. Și sunt copiii care zic disgusting, au fost în engleză un termen, unul din copii. Dar nu vreau să zic cine că votul a avut loc anonim. Vă tagot, prieteni. Iată, eu personal, aflându-mă de parte de Moldova, vreau să vă recunosc că există în mine un puternic sentiment de împasă, de colțul ăsta de pământ. Și nu exclud că într-o zi mi-aș dori să revin într-o țară în care confortul social, securitatea, încrederea în justiție, știi, să mă fac să vreau să rămân acolo, să n-am umbre de gând în spate în care zic, băi, ok, eu, da, copchii, da, hai, ladno eu, da, copchii. Așa că... Da, bun, asta e probabil că am un răspuns indirect la cei care au comentat pe la Pahomova și întrebau «Mă, ce te uiehală, găvăriș, a Moldovei? Prijai și găvăria Canadia». Vot. Eu vreau să mulțumesc tuturor care s-au conectat și care urmăresc acest live. Vă îndemn să dăruiți câte un like, câte un share. Un share, bineînțeles, costă mult mai mult. Nu vrei să-ți pătezi wall-ul pe Facebook cu live-ul Bolacan acolo, понимаешь? Mai ales dacă lucrezi pentru guvern și te uiți întâmplător la acest live. Un like m-ar bucura foarte mult, un share și mai tare, bineînțeles. Pentru cei care n-au prins acest live la început, o să apară puțin mai târziu pe YouTube-uri. Sănătate vă doresc și vreau în mod obligator să mulțumesc celor mai noi patroni ai emisiunii Lumina. Vreau să mulțumesc lui Viorel Roșcovan, care e și nou și vechi patron de secole deja, cum s-ar zice, mă susține. Valeria Ursu, mulțumesc foarte mult. Vasile Ivanovici, Sandu Sergiu, încă un Vasile, Nick Andrew Bear, Cornel Andreev, Sergiu Hergelegiu și Sergiu Sârbu. Sergiu Sârbu nu este acel Sergiu Sârbu despre care voi credeți că e Sergiu Sârbu. I-am avut grijă, i-am scris în privat, am comunicat și el a zis că e alt fel de Sergiu Sârbu. M-am convins, am prelevat probele, peste o zi urmează să vedem testul. Dacă e pozitiv la Sergiu Sârbu sau pozitiv la pur și simplu om normal Sergiu Sârbu. Adna familieț, adna imioneț. Vă mulțumesc încă o dată, seara liniștită, v-am pupat. Fetele au reînceput școala, da, și destul de greu. Acum acele două ore de somn
al lui Noah, copilul cel mai mitel, sunt unicele în care spate creat ceva și că eu azi abuzez. Nu mai trezit, dar eu de mai târziu de trezirea lui lucrez, așa că mulțumesc fetele mai mari că aveți grijă. Sper că au grijă. Sper că am văzut că au început acolo să deschidă câte un romcic ceva, să-și stângă și ele amarul. Voi ce mai faceți? Pe unde pe voi vă prins pandemia? Care e nivelul de optimism la voi? Răspândeți mai jos în comentarii, scrieți-mi în privat. Dacă nu reușesc să răspund, asta nu înseamnă că eu n-am citit mesajul dumneavoastră. Așa că nu vă supărați foarte tare pe mine. Uneori e tare mult, uneori e sambuteiaj la mine, uneori la mine în inbox-ul pe Facebook e ca, știi, ca strada Pușkin cu banda asta pentru autobuz și biciclete. Se formează pur și simplu ambuteiaj, lumea nu știe pe unde s-o apuși și eu tot nu știu unde pe care să-l prioritizez și care să-l citesc. V-am cuprins încă o dată, la revedere, seara liniștită, bye bye! Nu uitați un like, spuneți la video, tare vă rog! Și un share, tare vă rog, tare vă rog. Eu nu sponsorizez videourile mele ca Dodon. Să mă apuc să sponsorizez videourile ca Dodon, să ajung la mai mulți oameni. A? Nu? Nu se leagă în capul meu chestia asta. Să zicem, ok, ai o afirmație politică, un eveniment la care vrei să chemi. Pajalul ăsta, investești, bagă bani în asta. Dar când ai un interviu, și așa Nepalion îl sponsorizez, că interviu cu Accent TV, înseamnă că în acel interviu precis nu ți-a adresat nimeni nicio întrebare incomodă. Sau dacă ai un act de caritate, eu sunt proști, eu sunt ok să vorbim despre asta. Chiar și când fac o donație pe deal de GoFundMe, eu îmi las numele de pe Facebook sau când te loghezi cu Facebook sau cu mail-ul, numele tău se vede acolo, da? Ca alții să vadă, să poate să preia un exemplu, să fie motivați, inspirați. Dar atunci când faci un act de caritate și bași pe sponsorizat informația despre asta, e ca și cum, băieței, voi ați aflați despre mine și de bunus eu și ați aflați nu numai voi, dar și drugii voștri teți ați afli, eu sunt cel mai bun, cel mai bun, da, poate o leacă chiar și îți nebun, dar în schimb îți cel mai bun. Abiaca, aici ceva la mine nu se leagă. Bun, ne luăm rămas bun cu un rapcic tradițional, da? Ziceți în comentarii dacă vreți poate un concert, că dacă v-a plăcut cum am cântat acolo, ceva să colaborăm, poate sunt acolo producători, ceva dansatoare. E, vreau să spun la revedere, tu vrei să-mi spui la reveduti și rimează cu la reveduti, rimează cuvântul clafutis, o rețetă gustoasă de pe pământ italian, sănătate tuturor, yo, yeah, și salutare, salutare, deamă nu-i ziua mea za mare, da, vreau să vă cer implicare, yo. Deconectare, deconectare de la live. Eu mă numesc Iura și Veliura. Unii oameni pe internet îmi preferă gura. Oi, și-am zis, eu deloc nu întrec măsura. Nici cu fumatul, nici cu băutură, eu. Cam atât, gata, s-a terminat. Albumul de cântece scurte, așteptăm să iasă în curând. Bye bye, sănătate. Și se aude? Nu se aude nimic, nu. E multe knopși de apăsat, scuzați. Aveți ceva întrebări în comentarii? Nu? Mă gândeam cam o leagă de timp, dacă nu mă cheamă. A, Clafuti, ea că ne-a zis, Clafuti nu-i din, da, scuzați, Clafuti din Franța. Am gănit, da, de acord. Mariana, zici când stai bine pletoșel? Mariana, tu ești prea blândă, prea bună cu mine. Și asta, măcar să vină domnica Manole să mă ungă la corni, uitați-vă ce se întâmplă aici, nu? Ce e asta? Asta e calitate? Ce e asta? De unde încerc să mă ascund în fel și în chip, sunt bucuros că căștile astea slate și mi-acoperă păcatul tinereții. Hai să dedic un 10 minute la comentarii, că niciodată practic nu reușesc să fac asta. Larisa ne scrie, astăzi v-am urmărit de pe insula Lanzarote, cred că am citit corect, în afară de pandemia globală. Am atras atenția că aveți calități de prezentatori la așa tipuri de emisiuni. Sunteți bravo. Mulțumesc, Larisa. De ce înseamnă așa tipuri de emisiuni? Emisiuni live, da? Cred că. Vă mulțumesc pentru încredere, Larisa. Eu încă încerc să am o părere bună despre mine. Urmează să ajung. Igor Macedon zice, întrebări serioase avem. Nu că voi adresați întrebări, dar eu zic, nu știu, mă scormonit puteți. Mariana zice că asta e păr natural. E natural, Mariana, dar e tot mai rar. E tot mai rar. Ca Albert Einstein ar fi dacă aș apăsa partea asta și... E că trebuie să înlungesc asta, trebuie cumva să... Eu cred că pot să fiu în stare, da? Deci apăsa asta și lungesc. Ai, ce frumos. Eu am fost o perioadă așa, pe la vreo 16 ani, ciocnut de profesor. Da.
După asta lumea îmi cânta, dar păi stai puțin, eu așa pot și să cânt ceva. Ei, mai n-am uitat, scuzați că voi de-am plecat, dar eu mai n-am uitat. Eu am vrut să termin, de fapt, cu o melodie foarte veselă. Uitați-vă ce am descoperit eu. Voi știți că aici, la emisiunea Lumina, noi iubim arta, iubim muzica calitativă și de asta vrem să plecăm cu o bucată, cu o partitură de zile mari interpretată de Irina și Serghei din formația Lumii. Voi precis îi cunoașteți, precis vă amintiți de ei. Uitați-vă ce am descoperit eu acasă. Irina și Serghei, timp de pandemie, foarte inventiv, foarte creativ, au decis să iei calona, că asta e calonca, e ca geanta asta care e piroț, asta e calonca. Stai să dau play. Și să plece în ospiții la oameni să-i felicit cu tot felul... Scuzați, m-am concentrat la microfon. Ecranul e mare, pus-o în fața mea. Irina. Bun, nu spun la nimeni. Apoi că să duc prin ospeții și felicit oamenii. Prin musafirii, noroc, bună ziua, cu pachet de fructe Moldavii, vedeți acolo banane de la Corjăuț, ananas. Și să duc și felicită și le cânte. Doar că asta s-a întâmplat, că uitați, vă vedeți inscripția asta? A week ago. Stai, trebuie să apară. Da. Vă apare? Nu vă apare? Ok, nu știu ce, nu, da, anyway, pe desktop apare chestia asta. Pe 12 mai a fost postat acest video, la 12.30. Pe 12 mai încă era stare de urgență în țară, parcă. Eu nu știu, stare de urgență, interzice așa ceva sau nu, dar e că vă rog să vedeți o leacă scena. Deci pleacă să felicite niște oameni. Ну, а вместе мы, конечно же, группа Луми, Сергей и Ирина Ковальские. И сегодня для нас, Сережа, выпала огромная честь поздравлять именинника с днем его рождения. А зовут его Иван Карпович. Дети, которые находятся в Ирландии, и дети, и внуки, сегодня подготовили вот такой вот музыкальный... Скузаться. Ага, нет. Для него. К сожалению, они сегодня не могут быть на этом празднике, поэтому сегодня именно на нас, Сережа, с тобой лежит такая огромная ответственность, такая задача поздравить... Карантин! Поздравить Ивана... Так из буквы, и карантин, в карантин поздравить, нормально же? Окей, шкум с дукой. Подарить витамины. Обязательно, потому что сейчас такое время, что иммунитет наш требует много витаминов. Мы купили бомбу витаминов, целую корзину фруктов, поэтому нам не стыдно прийти и поздравить. Поехали. Одеваем масочки и идем. Да, кстати, наши масочки. Отсаузит, одеваем масочки. Мы подготовили. Одевай и идем. Deci, cașcum nu-i nici rău în asta. Adivai masăcică. Intră, se duc, deschide ușa, începe felicitarea. Hai să vedem cum arată scena asta. Iar pădrujile cred că început să uită la ceva pe Netflix. Hai, măi! Spiețechipirovcă, nu, конечно. Mi-a plăcut fraza. Есть лифт, надеемся, что работает. Ян. Ага. Контролируем при аппликации колоночка. Но сцена действительно окей, okay, да, видите, вы. Парк най спуни нимик, дар на момент, да, дупа фельчитари, дупа кынтик, интервиня шо о скимбаре ин, как зак, ин декор, ин мизансцена, кум аста скяма, дин пункт дире драматургик. Аз вазут? Măști nu mai sunt. Deci măști erau, măști nu mai sunt. Ce s-a întâmplat? E să dăm momentul de cotitură al acestei scenete. Дети передали, чтобы вы были здоровы, вам нужны бомбы витаминов. Вот так вот. Мы в масочке зашли, поздравили. Теперь можем быть немножечко... Да, масочку снять. И мы бы хотели бы... Адика... Până amu, dacă te-am felicitat și am cântat la mulți ani cu masca, ca să nu zic că am venit și te-am felicitat fără mască. Da, amu, dacă tot am rămas și să mai cânt încă picât pe vreo 10 minute de ziua ta, apăs și fără mască. Și bașlo, paiehala. Da, stai că s-o întrerup de-amă. Internetul e tare lent, scuzați. Mai scurt, m-a cuprins un val de fericire când am văzut acest video și amuzament. Iarăși, pe această notă hiperpozitivă, scoateți-vă măștile și hai la culcare, prieteni. Până muie că am grăit cum am grăit, dar mă spate de-am și fără măști. Genial asta. O, mă pozdravili, a teper moșna bez masăc. Vă tag, văd. Da. Așa că da, nu scormoniți. Mai sunt comentarii la care n-am răspuns?
Mm-hmm. Mm-hmm. A, mersi că ne-ați scris că nu se aude, am înțeles. Da, uneori apăs pe un buton care îmi trebuie. Țâță de lapte? Ce? Igor Macedon zice, am un desen pentru tine în DM, direct message, da? Asta înseamnă, intră să-l vezi, te rog. Ok, Igor, trebuie să, dacă nu suntem druși, cred că îți duci în request-uri sau cum se cheamă. Harașo, budem să de la pasma trei. Hai să vă spun încă o dată că vă cuprind, o seară liniștită și ne auzim data viitoare, care să și precis următoarea dată când ați ne vedem. Bye, bye!